Salut! Bine ați venit la tutorialevideo.info, eu sunt Vlad și în acest tutorial vom vorbi despre Yahoo Messenger. Mai exact, vom vedea ce putem face dacă nu ne putem loga pe Yahoo Messenger, nu din motivele, din motive de securitate, adică acele întrebări, în momentul în care ne logăm ne dă o eroare și spune că am greșit userul sau parola, și trebuie să ne logăm pe mail, dar despre acest subiect a făcut colegul meu Dragoș un tutorial în trecut. O să aveți link în textul acestui tutorial video către acel tutorial. Ei bine, problema este că în ultima vreme am văzut la mai multă lume că în momentul în care în momentul în care completează Yahoo ID-ul și parola și dă click pe sign in, nu se conectează, rămâne așa, singing in S, nu știu ce, da, ID-ul vostru. Ei bine, ce putem face? Păi această problemă se datorează probabil unui server picat de la Yahoo, da. Problema nu va fi permanentă, da, dar până se va rezolva, ce putem face pentru a ne loga? Mergem la Messenger, Connection Preference și bifăm Connect via Proxy Server, Apply OK. Când vom da Sign In, va scrie Using HTTP Proxy. Va dura ceva mai mult, da? Deci dacă durează ceva mai mult, să nu vă speriați, da? Pentru că este normal, da? Va dura ceva mai mult, am să mă deloghez acum. Dar totul se va loga. După o perioadă, nu știu, o zi jumate, două, da? Mergem la Messenger, Connection Preference și bifați înapoi Connect Directly to the Internet, Apply OK și se va loga normal. Dacă cei de la Yahoo nu vor remedia, folosiți mai mult timp această metodă, da? Connect via Proxy Server. Am văzut în ultima vreme la multă lume se întâmplă acest lucru și se panichează, da, că nu mai știu acele întrebări. Dacă nici așa nu merge, vă duceți pe mail, mail.yahoo.com, vă logați și dacă vă cere răspunsul la acele întrebări, le completați. Și, mă rog, sau adresa secundară, da, recovery address. Dacă încă vă merge Messenger-ul și vă e frică să nu pățiți acest lucru, da, să vă pierdeți ID-ul, mergeți și vă uitați la tutorialul realizat de colegul meu Dragoș, da, despre cum prevenim pierderea contului de Yahoo. O să aveți link în textul acestui tutorial video. Cam atât a fost pentru acest tutorial. Eu vă mulțumesc frumos pentru atenția acordată. Eu am fost Vlad, voi sunteți la tutorialevideo.info. La revedere!